Și că la un moment dat se va trezi cu un zâmbet fără să știe că... Eu asta, da, asta zic. Pentru că știi din ce cauză? Pentru că e foarte important de știut că noi, de fapt, operăm într-un câmp infinit de posibilități. Și sufletul nostru, de fapt, așa este. Are infinite posibilități. Din pricina asta, n-aș da niciodată o anumită rețetă pentru un anumit lucru. N-aș spune că un anumit, că trebuie făcut ceva anume pentru a dobândi un alt ceva sau, știi, pentru a depăși o anumită stare. Pentru că fiecare are propriul său resort și infinitatea aia este atât de creativă încât întotdeauna pentru fiecare va găsi soluția absolut perfectă, adaptată situației, fără niciun fel de greșeală, fără niciun fel și de eroare. Și totuși avem contribuție ca oameni unul pentru celălalt? Nu știu să-ți spun chestia asta. Adică ce știu... de exemplu, ai simțit că au venit oameni către tine în anumite momente de viață? Un scop, un sens și pentru tine și pentru ei? Da. Da. Dar cum să spun... Adică am putea să ne ducem acolo încât să spunem cumva și lumea din afară și lumea din interior are sens, însă noi ne ocupăm de ceea ce suntem în interior pentru că ceea ce este în exterior este influențat de ceea ce creăm în interior. Tot ce este în exterior este de fapt o proiecție a lumii interioare. Nimic din ceea ce este exterior nu este altceva decât ce este în interior. Nimic. Până la cea mai mică, cel mai mic amănunt, ca să-ți dai seama de fapt câtă maestrie de fapt e toată treaba asta. Și dacă nu-ți place ceea ce vezi în exterior, gândind că tu ai creat, ce trebuie să te duci, spre exemplu, am avut tema asta cu mari figuri din istoria omenirii, care nu au fost extrem de pozitivi și am lucrat, cred că, foarte mult timp ca să accept lucrurile, adică ca să accept energia aia pe care o simțeam din partea acestor personaje. Și mai mult decât atât, să le găsesc o rezolvare, adică să le găsesc o, cum să spun, să le găsesc o soluție. Pentru că știi ce se întâmplă? Cred că cu toții vrem să salvăm lumea și atunci o facem în interiorul nostru. Și în momentul în care salvezi pe toți oamenii, înțelegi din lume, în interiorul tău, atunci deja devii și tu liber și te eliberezi, ca să zic așa. Dar n-ai cum să te eliberezi dacă nu eliberezi și pe ceilalți, chiar și pe cei mai negativi sau pe cele mai cumplite figuri sau mai știu ce. Nu cred că este ceva de salvat. Pentru că poate să existe ceva mai bun decât altceva în condițiile în care în fața ta vine numai Dumnezeu sub diferite măști. Da, n-ai ce să zici despre nicio mască. E ca și când aveam un magazin, pe rafturi sunt înfățișate mai multe măști, toate sunt la fel de frumoase, n-ai ce să spui că una e mai frumoasă decât alta. Deci, el da, se prezintă... emoțional, Marius, lucrurile se simt foarte diferite. Dacă raportezi la interesul propriu, în momentul în care a apărut interesul propriu, a început să împarți. Dacă nu înțelegi că tu ești chiar divinul, nimic nu se mai mișcă. E adevărat. Dar la un moment dat am să-ți spun că emoțional și până la urmă avem corpul ăsta care este extrem de dezvoltat, sau mă rog, așa ar trebui să fie. Aici sunt împărțiri. Ce anume? Ai zis emoțional, ai zis corp, da, ai zis suflet, da, sunt împărțiri. Da, suntem formați, deci noi în realitatea asta cel puțin suntem formați din mai multe, adică avem un corp fizic, că altfel n-am putea să discutăm. Pe diferite nivele de retragere dispare și rămân doar energiile, dispar și energiile care le vezi diferite și nu mai rămâne decât o masă continuă de energie, da, dispare totul. Dar acolo trebuie să înțelegi de fapt cum funcționează. În momentul în care tu te lași pe tine, vine un moment în care, adică te lași viața să fie cum vrea ea, deci nu intervine niciun mod, vine un moment în care lumea asta se transformă în punct teoric de fericire, dispare. Acolo nu mai sunt diferențe, da. Că sunt infinite puncte de fericire. Da. Și atunci mintea cade, te simți plin, nu mai ai niciun fel de întrebare și ai sentimentul că cunoști totul, nu ai lipsuri și că asta este natura ta și asta este adevărul și s-a oprit diferențierea. Deci se poate obține foarte ușor. Este doar o iluzie lumea asta, jocul ăsta de lumini și umbre. Da. Trebuie să ne oprim din împărțire. Da. Și trebuie să le simțim cumva pe toate.
Da. Și să acceptăm lucrurile astea. Pentru că, totuși, operând, eu zic, într-adevăr, e adevărat, adică, bine, nu, nu. Ai, lăsăm așa. De ce să te las așa? Dar atât de multe primite că n-aș știu ce să mai ai. Da, de ce să te las așa? Hai, spune. Nu te las. Spune. Da, adică, cred că la un moment dat, avem de-a face cu sufletul, de fapt, trăiește prin emoții, știi? Adică, chiar și fericirea, la un moment dat, noi o catalogăm ca fiind o emoție. Și totodată, în lumea asta, există foarte mult, un soi foarte mare de emoții, pentru că fiecare îți poate, fiecare om pe care îl întâlnești și fiecare situație poate să-ți dea, ca să-ți dai seama, de fapt, cât de vast este totul, totul îți dă, de fapt, câte o emoție diferită, știi? Și atunci, cum faci să redevii tu însuți, fără să să accepti tot ceea ce vine, adică toate emoțiile astea care vin, toate sentimentele astea care vin de la diverse situații și de la diversi oameni, cum să le prelucrezi înăuntru tău, astfel încât să nu fii deranjat de ele, să treacă cumva prin tine, tu să rămâi tu însuți, înțelegi, să accepti în același timp tot ceea ce se întâmplă și toată manifestarea și să și radiezi. Adică e un lucru care se întâmplă... Și cum se face asta? Se întâmplă chestia asta cu foarte mare atenție, foarte mare concentrare, cu foarte mare voință, trebuie să există o foarte mare voință în spate. Adică m-ai întrebat la un moment dat și am răspuns altfel atunci, așa cum am să-ți răspund altcumva. M-ai întrebat la un moment dat dacă mi-am dorit ceva sau cum s-au întâmplat lucrurile. Da, cred că toată viața mea mi-am dorit să fiu liberă. Și îmi puneam întrebări. Când eram copil, spre exemplu, mă întrebam, domnule, cât la sută sunt eu însămi din ceea ce sunt și cât la sută sunt exteriorul. Cum simți, adică, că ești tu? Acum? Acum mă simt... Cum simți? Cum simți că ești tu? Frumoasă. Tu însă-ți. Da, frumos. Deci când ai simțit că ești tu însă-ți frumoasă, atunci ți-ai dat seama? Nu mi-am dat seama de nimic. Pur și simplu am simțit asta, pur și simplu. Am simțit chestia asta și mi-am dat seama, de fapt, din ce în ce mai mult. Și frumoasă te-ai simțit. Și niciodată nu m-am simțit. Așa. Și frumoasă te-ai simțit când? Când am început să cultiv și mai tare iubirea. Adică și în momentul în care m-am conectat mai mult. Ce făceai? Adică am avut... Ca să cultivi iubirea. Ce făceai? Ce făceai? Și tu îți dai seama cultivi din ce în ce mai mult. Ce făceai? Permitea vieții să fie. Da, cred că la un moment dat a fost o perioadă în care am fost foarte... În care nu m-am iubit atât pe mine, dar iubeam foarte mult. Întotdeauna am iubit lumea. Asta pot să spun cu foarte mare... încredere și deschidere. Întotdeauna am iubit lumea, în schimb am avut o foarte mare deficiență în a mă iubi pe mine. Știi? Probabil din pricina asta m-am și pus în anumite situații care n-au fost întotdeauna foarte sănătoase, ca să zic așa, știi? Și în momentul în care mi-am dat seama, de fapt, că și eu pot să fiu iubită și am simțit iubirea aia că vine din ceva și din mine, adică venea și bine și din mine, dar venea cumva și dintr-o altă sursă, înțelegi? În momentul ăla am început să mă simt frumoasă și să simt că de fapt prețuiesc mai mult decât doar pentru a da sau pentru a crea pentru alții, cât exist și pentru mine însă, ca să spun așa. Și valorizând chestia asta, atunci pot și mai tare, știi? Crezi că este util să cunoști că a exista pentru tine însăți, de fapt, este ghidul să recunoști cum să-i lași pe ceilalți să existe pentru ei înșiși și să nu-i posezi? Da, cred că asta vine așa, într-o armonie, sigur că da. Am să repet. Da. Conștientizarea acestei stări. Da. Că existi. Da. Îți permite să, uite cum spunea Ina, să le dai voie celorlalți să fie liberi și să existe în forma lor? Că nu există ceilalți. Nu există ceilalți, să zicem, la nivel de corp. Că uite, ea
Ea este într-un fel și ea însă și cum ești tu, tu însăți. Da. La modul ăsta nu există. Cel din față este. La nivel de conștiință sau de câmp, suntem la fel. Funcționăm ca niște particule, ca niște celule, ca niște atomi, ca niște, cum vrem noi să spunem, alegem. Da. Da. Ideea e ca ea, ca ea să se simtă ea însăși, tu la fel, și să creăm un câmp care să aibă jocul lui. Tu permiți asta? Da. Ea permite tot. Asta vreau să zic. Adică atunci când ajungi la tine însăți, tu îți dai seama că nu îi impui nimic celuilalt. Deci cel care nu se simte el însuși, nu știe cum să-l lase pe celălalt, să nu îi impună nimic. El nu se simte pe el. Da. Da. Așa este. Cred că până la urmă toată povestea asta este cumva despre a reveni la sine însuși, la o redescoperire. La a reveni la sine. Da, da. Asta adică până la urmă a reveni la sursă, într-un fel, toate particulele să ajungă la aceeași sursă.